Câștigătorul task-ului este Sorin. Din câte am înțeles, mai multe fete au ales dovleacul pe care acesta l-a sculptat. Alexia a venit în bucătărie și îi spunea Simonei că plecarea va fi la ora 5 și un sfert, trezirea mâine la date va fi la 5 și un sfert. Simona nu se bucura foarte tare de acest date. Spunea că oricum ea nu este conectată la nimic astăzi, nu înțelege nimic. Alexia îi spunea Simonei, știi că te-ai contrazis cu mine în baie. Una a zis la 5 și un sfert, Alexia a zis la 5 și un sfert, iar Simona înțelesese că la 6 și un sfert. Simona spunea că ea oricum azi nu înțelege nimic, nu e conectată la nimic, s-a și împiedicat în timp ce vorbea cu Alexia și spunea, uite, nu înțeleg nimic, nu știu nimic, mă dau și cu capul de masa asta. Vorbea ironic, spunea, date la cules de dovleci. Alexia îi zicea că nu o ceartă, doar că s-au contrazis pe această temă și a venit să-i spună că ora este 5 și un sfert.